ușor. Am zis să mă duc să văd ce fac și aia. Ei trebuia să ducă la stuf. Fraierică, geamantană la de ție, e ruptă lanseta aici, ți-am găsit eu asta. Am găsit-o, da, aruncată în copac și agățată. Baftă la pește, dacă e. Mersi să fie. Când am ajuns, ce credeți? Liviu era într-o barcă, Andrei într-o barcă, ei se jucau. Doamne! Când la un moment dat auzim... Să mergem încolo pe ăla. Să mă... Ce fac, bă? Pe cală! Mamă, mi-am luat un las! Acum merge, bă! Tocmai plecam! Tocmai plecam! Unde v-am trimis, bă? Da? Ce căutați, bă? Duceți-vă la muncă, unde v-am trimis eu? Ce, cum vă, bă, bă? E, bă! Stai, stai, că o să joc! Să rămână, ce faceți, doamnă, vopsiți? Da? Ploua cu pietre. Când auzi cum vin... Prrr. Să mă... Și ne-a luat o bătaie în barca aia. Pentru că nu mai aveam unde să ne ascunzi în barcă. Unde fugi? N-ai unde să fugi. Doar când te uiți în sus așa vezi că vin multe, multe, multe. N-ai unde ce să faci. Nici cechician dacă ești n-ai cum să te ferești de alea. Stai-mă, pumbatule! Stai un pic, băi, că ești o fiu! Scoate pietrele din barcă și dă după el! Castruțul, băga capul castruțul, trupță auzea. Bine că nu m-a lovit, că eu cu asta fac bani. Dacă mi-a nenorocit ăsta, oricum am început să mă albesc. Ușor, ușor, eu am salariu mai mic decât îl aveam când aveam, eram frumușel. Hey! Mamă, dacă-l luat ar... A dat cu pietre, bă, huliganule! Trebuie să plecăm, eu am plecat, eu n-am mai rămas. Ai ca o juritură. Dar nu mare, să-ți echipui că nu s-a dat sânge sau ceva, se vedea așa pielea un pic. Mi-am luat o piatră în nas, în bârnă. Rata-i să fiți, că mai din cauza mă. Eu îmi fac treaba la fix, cu să mă vai, vă prinde pe voi. Am aici așa o mică de nivelare. Și Andrei râdea pentru că lui s-a denivelat toată chilia. De când este Andrei la Neamărin, are tot corpul în valuri timpia. Chilia lui este dumnete, dumnete, dumnete. Asta e. Livește-le și poate. Mi-am și un tatuaj cu un ciocan. Nu cred, dragii mă. Ia arată. Ia arată. E pe mână, nu poți să arăt aici. Am un ciocan. Am un tatuaj cu un ciocan și o nicovală. De ce ți-ai tatuat un ciocan pe fiecare? Ai și dreptate. Ce prost, eu prost că întreb. Dalta și ciocanul este un simbol masonic. Și l-am tatuat și eu pentru că în curând voi deveni o venerabilă. Ha! Făceară-i hemoroid! Unul a fugit în stânga, unul a fugit în dreapta. Ce să fac? După doi nu pot să fug. Să teleportează, dacă nu face engage, ascultă-mă ce spune. Căutați-l în costumul ăla lui popular, dacă n-are aia de engage. Când e acolo, când e acolo? Bă, mai dă-te-n Doamne, iartă-mă, cum? Hemoroid, da? Hemoroid! Hemoroidii face bine! Face bine! Face bine, hemoroid! Fui aruncat cu pietre, repetitiv, ca și coreografia pe care o face. Ia să vezi! Bă, 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 bă! Stai să vezi cum o iei acum, băi! Stai, stai! Oh, Doamne! M-am transformat în mică. Am văzut un tricou, am luat tricoul ăla, am băgat, cred că, vreo 5 șurorame de pietriș, din ăsta de mici, de pietrișe nu foarte mari. Ce faceți, mă? Am udat doi cetățeni care stăteau la soare, nu știu ce făceau. Mor pe ăștia care stau și nu fac nimic, îmi vine să-i omor. Și i-am udat un pic să nu se ardă. Era-te, să fiți? Da, da. Mulțumim. Ce ai, mă? Aici e treabă. Omul a plecat, s-a urcat într-o barcă și am rămas noi doi. Mă simțeam ca Tom Hanks după ce a căzut cu avionul. Deci,
îl căutam pe ăla, pe Wilson. Să zic, trebuie să fac ceva, dar noroc că aveam pe sorana mea. Da, și ce mi-a zis bărbatul meu când am plecat din casă? Pe, să nu te apuci să muncești ca nebuna. Bravo. Păstați-te pentru acasă. Nici cotez de câini nu facem cu cât am luat. Nu cotez de ceva, deci chihuahua. Cred că îi ajungea stuful pe care l-am tăiat noi. Nu mai știu să plec. Am fugit cât am putut să fug, dar... Securistul de serviciu, care are grijă de deținuți. Barbule, te-am văzut să mă... Fii atent aici ce ți-am zis. Engage, vadă. Bă, vine... Ajută-mă, vrei să iau aia, bă. Ce să ai? Ce să iau? Să-mi pinge aia, bă. Nu da, nu, nu da. Nu, nu da, nu da nimic. Doar să-mi pinge aia. Da? Da? Da, bă, da! Păi ești treaba de tun acum, bă! Da! Ploua. Trebuie să se autosesizeze. Miliția. Sau psihologi. Sau psihiatrii. României. Să facă un consiliu. Ești seama de turma acum, bă. Bă, n-ai cum să arunci cu pietre și așa, și așa, și așa, și așa, în continuu, așa. Ești seama de turma acum. Unde trebuie? Și asta e numai una care m-a lovit. Unde mă trebuie să te duci? La stuf! Asta e tentativă de omor. Și l-am lăsat, a luat-o pe al canal și a fugit. Băi, Bogule, ajungem la apă mare să nu ajunge, că m-am săturat să dau la... Îmi dai mie undița, că mă duc în larg. Eu am crezut în mintea mea că ies în Dunăre. Eu când am văzut canalele alea așa, ies în Dunăre, să varsă Dunărea în Marea Neagră, din Marea Neagră mă duc în Marea Neagră și mai dau la zvâzile un pic, ajung bulgar, tur și mă stau acolo liniștit. Am ajuns! Libertate! Bă, bă! Ce-a rupt ăsta, bă! A plecat. Dacă nu era Moby Dick, ascultați-mi, eu scoteam pe Moby Dick. A rupt firul, bă, ești nebun! Bine, mă duc în... Am mai pierdut o vâză. Pațachi! Vin! Și mă încărcam cu asta, cu Pațachi! Și el venea să concentra și el de unde e. Deci a fost ceva... Ba, dacă venea... Am mai fugit, m-am și lovit pe ăla, am pus mâna... Nu! Aruncă-l aici. Hai să-l prinzi, de ce te-ai ferit? N-a zis că-l prind, a zis aruncă-l aici. Te-a luat pe picior? Făglez, nu. Nu strica dinții, că acolo am o garsonieră în gură. Nu poți să muncești în căldură, în soare, să nu ai parte de o pauză. Ne-am urcat în barcă. Noi n-am dat la vâzlă deloc. Deci nu ne-a dus vântul fix în pontonul ăla unde era terasă. Noi n-am apucat să fac nimic. Am dat de două ori așa. Și când mă uit, pac, eram direct pe ponton. Uite aici, băiatul. Ne-am urcat, pac, direct la masă. Frumos, ne-am făcut comandă de o limonadă. Dar suntem și noi frumos ca oamenii. Te-ai realizat că de cele mai multe ori ce iei din cauza lui ăla? Prin simplu fapt că ești pe lângă el? De multe ori, da. Dar bă, dacă trebuie să-l bată pe Liviu și nu îl prinde, te bate pe tine. Bate pe mine. Nu contează. Trebuie să nu fii în perimetru. Hai să-l întoarcem.
Tu vorbești cu noi să întoarcem? Nu, vorbesc cu mine și cu personalitatea aia alta mea. A trebuit să întoarcem Pluta, bineînțeles că nu ne-am fi descurcat noi trei. O întoarcem, Gabi? Așa ar trebui, dar nu știu dacă ești așa puternic. Margherita, hai cu mine să vorbim. Margherita, du-te, du-te până apoi și roagă-i pe toți să vină. Care, să unde ne-și... sunt? Uite acolo. S-a dus Margherita mea. Hai că mă duc eu acum și le zic eu și he. Am uitat piesa aia, fata, care o cântă ea de pe coreografie. Bună ziua, domnul Florin. Nu prea ne mai descurcăm să mai facem Plută. Nu știu ce trebuie făcut acolo. Avem și noi nevoie de câteva mâini bune, de bărbați. Am găsit niște muncitori care au fost binevoitori. Mamă, am brigada cu mine. Nu însă nimeni azi în cale. Vedeata și uite așa să te văd. Însoțită de șeici, de prinți, de regi. Neamărin, să ai gura, aurită, neamărin. S-a zis Margherita. Au lăsat oamenii aia orice și au venit. Mamă, deci nu pot să cred. Da, mă, păi n-am cum să fie toată asta. Hai, ușor, ține de ea. Ai grijă! Aveți grijă! Mamă, ce greu a fost. Mulțumim frumos. Pentru voi, uite, jocălușul aici. Hai, da, ia uite ce bine. Ho, 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 ho. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. A fost genul ăla de joc antistres. Ah, tine! De ce dai? 2. Fătăm! 1, 2, 3, 4. Și 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fătăm, fătăm, bă! Fătăm, 1, 2, 3. Vezi, frică cum face? Frică cum face? Și la un moment dat răsare... Insula! Vârceciu! Insula Vârceciu. Perfectă pentru mine. Asta e insula mea! În spurta asta, evadare, am fost Barbă Neagră, Napoleon, Columbu. Singur! Mă deranjează nimeni. Ba, o frumusețe. Vezi, de aici am făcut deja să fac piloni. Fac pilonii. Au mai fost unii înaintea mea, cred că băștinași de ăștia. Haznaua aveam făcută, nu știu cine, doamne, iar te-am câștia pe acolo că aveam probleme cu stomacul, nu știu. Mi-a făcut haznaua, aia ce mai greu de făcut? 2-300 de ani tot să faci. Treaba a doua aici mi se umple dacă e singur. Iot! Oameni buni, ce-am găsit? Dumnezeu, până are altcineva cine să facă treaba asta, o să pălig. Să putem să ne facem să arăm pământul ca vikingi. Mi s-a făcut foame? Să nu pun repede niște cartofi, ceapă, roșii. De bătaie. Pac, pac, pac. Altfel, bă, când faci pentru tine. Îți dau cuvântul, dacă simți că muncești. Arăm, pun aici porumb, acolo pun grâu, îmi tai niște copaci. Bă, când faci pentru tine, îți intră așchiile în mâini. O spart. E bun pământul, e ce trebuie. Dacă mă punea Neamărin să fac un mini șanț, să fac 10% din șanțurile pe care le-am făcut eu pentru legumele mele, nu făceam niciodată. Bătut, schinjuit, nu puneam mâna niciodată. Aici îmi pun, m-am sucit, pun ridichi. Că mi-a poftă de ridichi, aici îmi pun ridichi. Mi s-a făcut poftă de cartofi. Dar ce-i bai pe insula mea, pământul meu, sapa mea. Altfel, bă, că muncești pentru tine. Spunem de cartofi acum, nu? Avem ridic, ceapă. După care am vrut să pun niște ouă. Mi-am dat seama că degeaba. Dar am făcut. Sap pentru ouă, că aș mânca niște ouă, ochiuri. Am mâncat ce am mâncat, m-am săturat. Hai că am mâncat și azi. Să ne fie de bine. Vezi, așa, tot e al meu. Tot ce e aici e al meu. Macarale alea, tot e al meu, tot. Ușor, ușor, știi, chiar dacă ai evadat, ți-e dor, te atașezi, eu v-am mai zis, bă, te atașezi de un câine, mă, dacă l-ai 2-3 zile prin casă, te-ai atașat. Da, păi de un om, cum e Neamărin, te atașezi de el, chiar dacă e rău, chiar dacă te mușcă câinile, tot te-a dus să-i dai de mâncare. Așa și Neamărin, zic, mă întorc înapoi. Gluma-i glumă, dar până acasă, cum vă zilesc? Știți voi pontonul ăla de săpune când vii cu barca? De-aia săpune. Să ai ponton ca să poți să urci în barcă. Pățachi! N-am avut steag să pun mama lui de steag, să pun eu acolo primul care am fost. M-am suit înapoi în barcă și m-am dus spre casă. S-a schimbat vântul. Bate de acolo! Stai așa!
Luăm acolo. E ok așa. Și câte două plăci. Ia să vedem cum vin. Eu îl încadrez. Am întors pluta. După care a urmat să o umplem cu polistiren. Hai să facem asta ca să se mergem la masă. A, faci dublu? Păi da, ca să tai odată două. Da. Polistiren și scârțietoare. Un sunet pe care eu îl urăsc încă din copilărie. Mă amintește școală. Horror. Stau cu adu, hai, adu altele. Aia putem să o punem, să o punem drept. Ia uite, frate, am învățat să fac și o plută. Am terminat de făcut pluta, trebuia să ducem la apă. Acum mai avem nevoie de alte ajutoare. Wow! Mamă, deci mă simt ca Ariana! Ariana Grande! Wow! Ariana! Dar ești tășurică foc, să zic. Dar ai mâncat mult la interviu. Wow! Acum pe parte, nu te dar vine la parte. Wow, nu. Da, auzi, n-avem și noi o șampanie să facem ca aia la vapoare. Artificii. Păi nu. Ce sărăcie asta? Imediat am dat comandă. Mai ales tu trebuie să aduci șampania. Tu trebuie să aduci șampania. Dar de ce dai? Tu trebuie să aduci șampania. De ce dai? De ce dai? Dă-i! O prinzi la... Pusă pluta la apă, plutea. Toate bune și frumoase, chiar meritam să mâncăm, adică nu. Eu tot îi spun neamărim, sacul gol stă în picioare, nu stă în picioare. Bine, mă, nu cred că i-ați dat drumul așa în larg. Pățachi! Treci la vâzle! Am înțeles, să trăiți! Bă, când am pus mâna pe vâzlă, m-am mai dat cu două la întoarcere. Lăsați fanii să vină la mine! Lăsați! Lăsați fanii să vină la mine! Pățachi! Mamă! Hercule 4, dacă mă vedeai... Uite ce forță am doar, dacă o folosesc și pe aia, dacă o pun și pe aia lantă, să mă de nu mai... Și unde mă opresc? La Giurgiu. Vă învăț o jumechire, când dai eu mai și întoarci de 4-5 ori așa. Și în apă face prrrrrt, ca un motor așa. Iară, Pățachi! Prrrrrt! Barbule! Ia-te, bă, câtă forță am, băi! Săracilor! Ia-te! Ați făcut vreodată așa? Când s-a întors, a început să țipe. Barbule! 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 Mare atac, era în trăsură, Boier Bibescu. Ușor că-l găuresc pe ăsta acum. Ușor, ușor. Ba, lasă-mă sub pod. Barbule! Astăzi meu cel mic, nu-ți fac nimic. Barbule! Să vezi ce frumos am făcut, bre, barbule! Trebuie să zic, nu da! Stai să zic, să vezi ce frumos am unde făcut. Vino să zic, mi-a făcut o insulă. Unde mai ai făcut? Mi-a făcut o insulă, mi-a făcut. Evadează unul. Bă, știi ce? Eu mă predau. Tu le-ai la omor? Păi, băi, bine. Nu-i spui, mă, gura lui, bine ai venit când făceai mare vele. Unde mai ai fost? Asta, îți dau cu asta în cap. Pleacă de aici că-ți dau cu asta în cap. Pleacă de aici că-ți dau cu asta în cap. Pleacă că-ți dau. Tu te dai, jur că-ți dau. Dacă ai dat să și dacă nu te spar capul. Îți dau un dinți, îmi place, dai mine, dai fapte și uzine. Tu de ce dai? Acum, dă-mă acum mine. Bă, ascultă-mă, că... Dă-mă mine acum. Dă-mă mine acum. Dă-mă mine. Dă-mă mine acum. Nu știu, m-a bătut de... Cred că era bonus. Ori o fi uitat al altă ieri să mă bată pentru ceva și m-a bătut astăzi. Mamă, mamă. Ce, nu mai poți să arunci până aici cu mâna aia moartă, a? Prța, prța! Auzi, barbule! Să știi că de mult nu ți l-am mai arătat! Ia fii atent aici! Barbule! Pupă-mă puțin! Pupă-mă puțin! Da, la 2-3 ani îl mai arăt. Să vadă că mă mențin, că am fesa aia rotundă, nu cum are el spate drept, calcan. Știi, dacă le vedeți de la spate, e calcan. Barbule, îți mai amintești? Și îi mai arăt, te uite, bre, așa e. Ți-era dor de mine. Ai văzut că nici nu s-o uită al c***, e invidios. E invidios pe c***le mele rotunde, știi? Hai, tată, du-mă la, du-mă undeva. Du-mă la Chircana, du-mă.